Am dat o comandă la Yves Rocher pentru că am primit pe mail notificare, înștiințare vreau să zic, notificare că, nu știu, e o promoție și am intrat pe site și m-am uitat pe acolo ce era, nu prea aveam ce să iau, am luat niște chestii pentru corp, m-am gândit să dau și cadouri și să iau și parfumul acela, așa că o să le scot pe rând din punguță. Mi-a venit în colet normal, dar eu a trebuit să iau de acolo două produse, o să vă zic ulterior ce anume. Și apoi am aruncat coletul ăla pentru că am o grămadă de cartoane în casă, peste tot. Și na, aveam punga asta de Yves Rocher și le-am pus aici. Acum o să le scot pe rând pe ele. Aici sunt ele, așa că să începem. Am luat gelul ăsta de duș cu lăcrămioare. L-am luat pentru mama mea, am zis să îl dau și ei de cadou. Are 200 de mililitri și stați așa să mă uit pe factură cât a fost. Stați un pic că nu vreau să vedeți și adresa gen, dar să văd aici scrie. Ok? Da, mai bine vă zic eu vă scriu pe ecran ca să nu stăm, că pierdem timp așa. Bun, n-am luat multe chestii, așa că o să fie un clip scurtuț. Bun, dați asta. E altceva. Ăsta. Am luat un lapte de corp cu zmeură și mentă. Și am zis că nu am combinația asta. M-am gândit eu că n-am. O să fie bună pentru la vară, o să fie răcoritoare. 200 de mililitri, prețul vi-l las pe ecran. Mie îmi plac astea de la Yves Rocher și geluri de duș și lapte de corp. Sunt foarte bune, mi se pare mie. Așa că, da. Și produsul pentru care am desfăcut coletul a fost lapte reparator în ediție de colecție. O să vă las eu pe ecran dacă mai găsesc poză cu el. Și a fost și el 25 de lei. Bun. Și încă un balsam. Stați așa că am luat câte 3 din fiecare balsam de buze. 3 portocalii din ediția de iarnă, dar na, n-are nimic. Stați să mă uit eu că... orange fondant. Cu din astea, portocale fondante, nu știu, melting. În fine, portocale. Și ăsta cu mure, parcă, mure gurmande. Da. Am avut trei așa și trei așa și am dat unul cadou și cu laptele acela și, mă rog, alte chestii. O să vă las prețul pe ecran pentru fiecare bucată, dar a fost până în 10 lei. Bun, am primit cadou... Nu, stați că vă arăt la sfârșit. Am mai luat și gelul ăsta cu monoi, cu floare de tiare, ceva de genul tropical, exotic, așa. Fără sulfați, shampooing, dusoro, ăsta mi se pare că e, da, și hair și body wash, adică și pentru corp și pentru păr. Stați un pic să citesc pe el, gel șampon delicat pentru corp și păr, monoi de Tahiti, da, din ăla tropical așa, mie îmi place mirosul, aroma, l-am mai avut pe ăsta, mi se pare că și acum mai am un backup dacă nu mă înșel, trebuie să mă uit în cutia cu backup-uri, cu chestii. Dar îmi place și am zis, ok, îl iau, 200 de mililitri. Mă uitam dacă e vegan ceva, dar nu văd, acum nu scrie. În fine. Am primit cadou la cumpărături de 79 de lei apa asta de machiantă Pure Alg. Cred că e aia pentru ten mix gras, dacă nu mă înșel. În fine. Apă micelară de machiantă 2 în 1. Cu microalge pentru piele normală spre mixtă, da. Vedeți? 2 în 1 micelar water. Așa. Asta nu văd. 99% ingrediente de origine naturală. Mai scrie, are 200 de mililitri și ea. Și v-am zis, am primit o cadou la cumpărături de 79 de lei. Bun. Și mi-au mai dat și pliculețele astea cu șampon. Cred că este șampon reparator, da. Și cu balsam... Botanical Balm, Multipurpose, pentru păr uscat, deteriorat, cu multiple din astea acțiuni, în fine. Da, nu știu, o să le folosesc și pe astea, sau probabil poate o să le țin pentru când o să plec și eu prin vacanțe ceva. Și ultimul produs pentru care am dat comanda este acest individ, Comme une évidence, Le Parfum. Are 30 ml, vedeți? Și da, el normal, nu știu, cred că e vreo 200 sau nu știu, o să mă uit și o să vă las prețul, dar eu, pentru că are 30 ml, nu voiam să dau foarte mult pe el, așa că l-am înhățat.
Imediat îl desfac. Deci cât de mic e, nu vă puteți închipui, e foarte mic. Așa arată aici, Evidence Le Parfum, Commune Evidence Le Parfum, Yves Rocher, țin așa ca să nu vă vorbesc. E foarte mic, dar e foarte elegant așa. Eu l-am testat de mult, de mult, de mult, cred că 2011-12, în magazin la Yves Rocher și nu mai țin minte dacă seamănă cu originalul, cu Intens, cu care seamănă dintre ele, dar îl testăm acum. Da, nu pot să-mi dau seama momentan, l-am testat. Cred că seamănă mai mult cu originalul, cu EDP-ul clasic, nu cu varianta Intens, intensă. Dar, din câte știu eu, ține mai mult, e mai concentrat puțin, așa că, nu știu, o să-l testez și eu, pentru că ați văzut, e unboxing acum, acum l-am desfăcut prima dată cu voi. Dacă vreți să vă dau mai multe detalii, să, nu știu, vorbim despre persistență sau cum se simte, dacă seamănă cu vreo variantă de la Commune Evidence, spuneți-mi în comentarii și facem. Eu mai miros că mi-am dat și pe mână și în capac, dar miros de pe mână aici. Mi se pare că seamănă cu EDP-ul, cu clasicul Evidence, dar puțin mai dark, așa mai greoi puțin. Nu știu, parcă are mai multă greutate. Dar rămâne un parfum deosebit, super elegant, frumos, feminin, mai ales pentru primăvară e demențial, demențial. Da. Și gata. Vă iau cu lopata. Ăsta e parfumul, vi l-am arătat. Asta e Dita Mai cutia. Da, e cutia foarte mare pe lângă el. Nu știu dacă vă dați seama pe cameră, pentru că pe cameră toate alea par mai mari. Da. Dar de fapt ele sunt mici, sărăcuțele. Bun. Și acum vă las că mă duc să le pun la locul lor, să fac curat pe aici și trebuie să fug, să plec. Dacă nu filmam acum, nu mai apucam. Nu mai filmam haul-ul ăsta de la Yves Rocher. Sper că v-a plăcut. E unul micuț așa, pentru că v-am zis, doar parfumul ăsta l-am vrut, doar pe el am vrut să-l iau și acelea au venit așa, na, aleatoriu. O să-mi opresc, v-am zis, ăla lapdele de corp cu zmeură, ăla gelul de duș cu lăcrămioare o să-l dau lui mama mea, mama ei, bunicii mele, așa. Și celelalte două la fel, cred că vi le pun la giveaway sau nu știu, vedem. Vedem, vedem. La fel, din balsamurile alea o să dau din ele, nu o să le opresc pe toate, că nu am ce face cu ele atâtea. Tocmai de astea le-am luat ca să fac cadou, să le dau cadou, așa, ca o atenție, ca o mică atenție. Și gata, v-am lăsat, vă pup și ne revedem cât de curând la următorul videoclip. Pa!